Colegiul Tehnic Petru Ponei a fost îmbrăcat vineri 29 octombrie în tricolor. Cu ocazia împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire din 1918, profesorii doresc să readucă sentimentul de patriotism în rândul elevilor. Astăzi continuăm cu marcarea acestei zile printr-o acțiune, spunem mai altfel. Am îmbrăcat practic fațada liceului nostru cu tricolorul și am făcut un apel la elevii noștri să poartă acest simbol deosebit al românilor, tricolorul, să fim solidari cu ocazia acestei sărbători cu toții. Eu venind încoace spre liceu chiar mă gândeam, zic, ce frumos este liceul îmbrăcat așa de sărbătoare în tricolor și mi-am adus aminte de ziua de 1 decembrie 1918, când la Alba Iulia toți românii ardeleni au venit îmbrăcați de sărbătoare în costume populare și cu tricolorul. Ideea a aparținut elevilor care au ajutat la confecționarea draperului și la alte sute de cocarde tricolore. Ne-am dorit să facem ceva original, ne-am dorit să marcăm ziua de 1 decembrie nu numai ca o zi liberă, cum se știe în ultima vreme, am dorit să fie o zi a libertății și atunci am provocat pe elevi să vină cu idei inovante și iată ce a ieșit, după cum observați. Bine, noi l-am acordat sprijinul financiar, dar a fost în meritul elevilor. De altfel, după cum observați, toată lumea poartă cocarda tricoloră astăzi. În fiecare pauză se aude imnul național intonat la boxe. Iar doamnele profesoare de istorie, doamna Monica Pescaru și doamna Cristina Paloșanu, desfășoară o serie de activități la fel de interesante, care se termină, desigur, cu niște premii simbolice. Duminică 1 decembrie, 150 de elevi a instituției de învățământ se vor alătura rumașcanilor la manifestările ce vor avea loc în piața Roman Mușat, începând cu orele 10.